Hit Play. Bună, sunt Emma și mă super bucur că ne vedem la Hit Play. Bucuroși, voioși și pregătiți sunt și jurații noștri Olivia Adams, Speak și Marius Moga. Suntem în etapa preselecțiilor și începând de mâine, concurenții abia așteaptă să primească voturile voastre, voturi care îi pot duce în etapa următoare. Hit Play. Să înceapă Hit Play și să vedem primul concurent. Hai, întoarce-mă. Yeah. Haide tu, haide că te-ntorci. Hai, simpaticule, hai. Hai, simpaticule. Dar știu mă pe Tommy. Să-i Tommy Weisbuch. Mamă, da. Facebook. Nu e Weisbuch. Nu înțeleg la ce. Știți că a fost finalist într-un show de televiziune. Știu. Da, așa nu-l știam. Sub un copac și cu colop în cap, nu-l știam. Hai, Tommy, hai. La cârciuma de la drum, ți-e drag să cinstești acum. Hai, un pahar de voie bună, cu prietenii împreună. Am nice. Putut mulți și buni, sunt chiar și puțini nebuni. Hai, dar cu mine stau mereu, și la bine și la greu. Faină-i viața, ți-i la bine și la greu. Da, mă, da. Faină-i viața. Nice, nice, nice. E foarte tare. Îți transmite așa o bucurie. Da, da, da. Supărare, n-ai noroc, că te țin mereu sub toc. Decât să țin supărare, mai bine fac o cântare. E și bine, e și greu, roata se-ntoarce mereu. Dar știi că se-ntoarce bine, când prietenii sunt cu mine. Faină-i viața, ține-o așa. Hai, hai. Uite mă, de-aia și sensibilitatea acolo. Epa! Bravo, mă, bravo! Bravo! Bravo, bravo! Băi! Pot să vă spun un secret? Da. Băi, mă răcorit, ziceai că e piesa mea pe care am scris-o pentru Marius Moga. E incredibil. Să nu ținem la supărare, să fie cu bucurie și eu nu sunt supărat. Eu nu sunt supărat. Dar trebuie să fie treaba, mă. Te bagi sub un copac, iei o chitară și cânti. Deci contează mai mult decât că nu... Super good vibes, decât te pui la microfon și să fie... Cu abilități vocale, nu știi, nu. Da, nu. Bucurie. Bucurie. Și cât a transmis, da, da, nu, a fost formidabil. Plus că ce-aș vrea să punctez e că linia aia... Nu e ușor de cântat. Să dori pe notele alea, să urci, să cobori, e un fel de... Și acum este momentul să votăm cu adevărat. Speak. Da. 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 Olivia. Da, 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 da. Da. Asta da? Este! L-a convins! Băi, mie nu-mi e rușine să zic când lucrez cu un om și sunt oameni cu care am lucrat și se înscriu în concursuri, nu cred că e despre asta. Internetul are două variante, să fie fake sau să fie true. Da, asta e. Da, eu prefer să fiu true. Da, frate, mă știu cu omul. Una este să mă știu cu el și să scriu piese cu el și alta e să-mi placă și să-i dau un da din toată inima că e blană. Și ce mi se pare mie super tare, noi suntem prieteni foarte buni. Yes, omul mie nu mi-a zis că se înscrie, deși vorbim destul de des, dar alții care, cu care n-am mai vorbit de acum 5 ani erau gen, hei, Olivia, Olivia. Văzut că vezi, e jurată, poate mă e o urmă bună, știi ce zic, eram în nupa. Hit play. Mergem și noi mai departe. Hai, asta înseamnă că... Pe partea asta că iar dau un hit. Acum fii atent. Sunteți gata să o ascultăm pe Alexandra Savu? Ia, ia. Hai, hai că poți. Da, chiar pot. Yeah.
mișto. Are, ai, ai o chestie aici. Oricum, Lani, mi-mi place. Cred că a fost prima dată când ai avut o reacție pozitivă atunci când asculti un concurent. Prima dată când ai zis îmi place în timp ce vizionai. Păi hai, atunci votează tu prima. Hai, votează prima. Eu bine. Îi dau un hit. Da. Îi dai hit? Da, 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 da. Mi-a plăcut. Adică îi dau o șansă. Mi se pare că o merită. Alexandra are primul hit. Speak. Hai să mă gândesc. Nu, e... Primul feeling, primul sentiment. E de pass. Na. Pass. Marius, presiunea e pe tine. Crezi că haide, ce poate să faci? Facă mai bine în etapele următoare? O să-i distrugi visul? Ha? Îți mulțumesc mult. Crezi că poate cânta mai bine în etapele următoare? Dacă, deci nu auzi, dacă nu... Din decis, pentru că de obicei v-am zis, pe zona gri nu e ceva bine acolo. E și când... o să dormi bine la noapte dacă știi că ai frânt inima unui copil? Poate mai mult? Zi-mă, poate mai mult? Lucra la șantaj emoțional aici. Poate mai mult? De putut, cred că poate, păi că nerva avea. E al doilea concurent la care eu dau hit și voi dați pass și nu treci din cauza. Ai ceva cu Olivia? Da, Marius, ai ceva eu cu... Eu am dat pass că știam că trebuie să dea Moga. Ce aș putea să am? Maxim un hit dacă ne băgăm în studio să scriem. S-au semnat, gata, s-au semnat. Suntem gata să luăm o decizie. Da, mă, hit. Bravo! Merge în etapa următoare. Din Marius Moga devine uman. Zi tu, Alexandra merge în etapa următoare. Alexandra merge în etapa următoare. Tu ce ai impresia? Cum adică devine uman? Păi ești așa scorțos. Puteai asculta piesele pe care eu le scriu? Păi am, da, dar ăla este... Un AI, nu? Da. Mulțumesc. Tu ești un cyborg. Sunt un cyborg, da. Asta știu, dar extraterestru jumate. O vedem acum pe Antonella. Hitplay. Ah, ce drăguț e. Încerc să te nec în pahare de vin, să te pot uita. Și am să recunosc cu voce tare că mi-e dor de noi. Orice piesa urmă aduce înapoi. În mașina ta știu e prea târziu deja. Dar gândurile mele vorbesc doar despre tine și se întreabă dacă nu mai vii. De ce nu pot să pleci din gândurile mele? Iar se întorc împotriva mea. Nu mai scap de amintirea ta. Ce nu pleci, de ce nu pleci. Asta n-ar fi o problemă, dar mai pierde ritmul. Mai tot timpul. Vezi că intră tobele, e ok, da. Mi-mi place. Dar gândurile mele vorbesc doar despre tine și se întreabă dacă nu mai vii. De ce nu pot să pleci din gândurile mele? Iar se întorc împotriva mea. Nu mai scap de amintirea ta. De ce nu pleci? De ce nu pleci? Antonella! Mi-a plăcut. Wow, ce convinsă te-ai întors. Da, mi-a plăcut. Mi-a plăcut super mult vocea. Hit sau pas? Hit. Hit. Și cu ce ochi a zis-o? Să vă zic eu. Mie îmi place timbru și da, e simpaticuță, dar mereu s-a luptat cu piesa. Așa mi s-a părut că ritmul piesei, știi, piesa mergea în ritmul ei și ea în urma piesei, așa era. Era o piesă care e destul de alertă, adică dacă la o piesă așa mid-tempo nu stai pe ritm, la una lentă nu te prinzi oricum, iar la una și mai rapidă, da. Eu o să-i dau un pas și mă bazez pe Olivia, că ia decizia ce corectă. Ce zici, model? Îl știi pe ăla de pe TikTok? Un hit de la Speak, un pas de la Moga și de la Olivia. Haide! Hai că și tu ai zis că e cute! Hai!
Hai, Doliviuța, hai. Mi-a plăcut foarte, foarte mult. Într-adevăr, mi s-a părut foarte cute. Dar are și Marius dreptate. Nu a stat... Bă, tu și cum ești? Bă, mi-e rău, bă, nu știu ce. Cum stoi, știți, rău? Bă, și mie mi-e rău, dar nu ca lui Spic. Așa ești tu. Dar tăzi mi-e greu, dar nu la fel. Da, și mie mi-e greu, dar nu... Dar să știi că dacă ți-a plăcut, tu poți să-i dai un hit. Din punctul meu de vedere, nu e de trei... Nu e, știi, vreau doar să facem diferența între cuteness și amazing. Atâta iar eu vreau tot. Să fac diferența cu dar votul tău. Rău. Eu o să-i dau un hit. Fericit? Fericit că ai luat hit! Antonella merge mai departe, iar noi ne pregătim să ascultăm o nouă voce. Luana este ea. Luana? Eu sper să nu ne tratezi cu profilul. De ce măcar e un profil frumos? A, te rog, dă-mi uite la noi. Secunde s-a tornat în ore târzii, stația în care știam că să vii, mi-a rămas doar un singur bilet. Eu am cantat Doamne, sunt așa niște momente în care chiar nu aș vrea să fiu în pielea voastră. Luana este ea. Și vă uitați așa la mine cu niște ochi așa. Tu cu ochii bucuroși, tu parcă cu ochii puțin indeciși. Eu acum sunt indecis. Acum ești indecis? Cel mai... Nu știu dacă e bine atunci când n-ai ce să zici. Nu știu, adică nu știu dacă e bine sau rău. Când, bă, n-am ce să zic. Băi, cred că aici ar putea să-ți fie ție cel mai ușor. Când nu ai ce să zici. Pentru că poți să alegi ce vrei să zici. Băi, mie mi se pare că a făcut diferența între strofă și refren. Că pe strofă a avut o emisie așa mai nisipoasă, mai călduță, mai... Și după aia la refren a dat forță. Adică... Da, mă, da, da, nu mă deranjează. Adică nu... E din sfera aia de mai cu tehnică decât mai cu emoție. Dar a avut și un pic de emoție, adică a fost... Da. Eu, de obicei, când nu-ți place, zici nu, e neagră. Dacă da. Îți place, e albă. Dacă e pe gri, e nuanță. E gri deschis, poate mi-a plăcut. Și avem o nuanță la tine, acolo, care predomină? E checkerboard. Tablă de șah. Gata, mă, eu știu ce dau. Gata. Îl ai? Îl am. Îl zici? Îl zic. Te ascult. Să vede că știi. Să vede că poate. Și dau un hit. Că mai degrabă lucrezi și te bazezi pe niște oameni sau îți creezi așteptări la niște oameni care îi simți că pot face lucruri și că pot evolua sau că pot face, te poți juca. Tu asta simți despre Luana, da. Deși ai zis că nu te-a dat pe nu spate. Nu m-a dat pe spate, dar în același timp să vede că știi. Adică să vede că, na, poate să cânte. Promite. Da, promite, da. Și mie mi-a plăcut foarte mult. Mi s-a părut interesantă și imaginea, cum s-a prezentat așa dintr-o parte, cânta cumva așa într-un filmul film. Ei, da, când exact. Era pauză, se mai uita, mai arunca o privire de aia la camera. Hey. Era un fel de eu cânt aici, dar voi sunteți atenți? Da, 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 da. Adică mi-a plăcut, chiar mi-a plăcut. A ales și o piesă nice, de la mine are un hit. De la tine are un hit. Luana are deja... Păi și pentru că a trecut mai departe deja cu două hituri. Așa. Are nevoie și de o provocare. Eu. Trebuie să... Cumva ea, am impresia că mă păcălește așa, că simte piesa.
din cauza că, știi, închide ochii și o joacă așa un pic. Și cred că e bine că trece mai departe cu două hituri. Dar nu e chiar de trei. Acum da, nu-mi zic că exact. Tu îi dai pas. Nu, nu e chiar, ba, da, de, nu adică e chiar de trei, dar nu în sensul că nu e bună. Adică am încredere că poate să facă. Ai zis cu emisia, cu alea. A vorbit frumos de ea. Deci, ea te-o păcări pe tine, da. Și tu ne-ai păcări pe noi. Da, a vorbit frumos de ea ca să-i dăm noi hit și la acum ai dă pas. Vezi? Să echilibrați frumos lucrurile. Unul care păcălești și doi păcălici. Întoarce, mă, te rog, cu fața spre tine. Nu mai vreau să vorbesc pe moment. Dar în 5 minute nu mai vorbim. Plus că e mai ușor, de aici poate imediat te întorci, vezi cum bună. Stăm la jumătate. Deci, Marius, tu, pentru Oana. Eu o să-i dau un pas ca să provoc să obțină 3. Sau măcar să convingă publicul. Dacă trece în etapa următoare și publicul chiar o votează și o cred, o crede, eu cred că poate să facă mai bine de atât. Hai că a venit momentul să mai ascultăm ceva. A venit momentul pentru Aura. Aura! 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 Și aranjează părul, dragă. Rejează părul. Eu mă deschid, tu mă închizi. Eu vreau să fug, tu iar mă prizi. Eu vreau să strig, tu îmi spui să tac. De ce o fac? Eu mă arunc ca un copil. Eu te ascult cu minte umil. De ce o fac? De ce nu plec? De ce mă complac? Ți-am dat putere supra mea. Eu sunt puternică, da, nu așa. Dar nu acum, când trebuie să spun. Cum să ți-o spun? Nu știi tu să fii bărbat. Pentru o fată nici măcar n-ai încercat. Ori cântă pe undeva, ori e profesoară de canto, ori de muzică, ori a avut un hobby solid toată viața. E doar pentru tine. Și oricum mi-a plăcut mai mult, mi-a plăcut mai mult primele două treimi din cântare, pentru că acolo dacă nici nu stai seama câți ani are dacă nu te uiți, știi? Adică emisia, după aia când a început să fie așa mai în forță. Adică ceva tehnică a studiat. Unde ești? Că nu te-am auzit. E o poveste întreagă. Adică eu am fost în poveste acolo. Eu cred că chiar trece am prin văzut, asta. Vorbeam tu ai fost în poveste are și, acolo. Adică mi-o și transmis. Are și fața sau atitudinea sau ceva. Că chiar, bă, nu știi, tu da, bărbat. Noi vorbeam cu tine, tu erai gură cască. Știm, știm, am văzut. Adică te-a, da? Te-a deconectat de tot ce înseamnă. Așa ai, și te-ai dus în lumea ei. Mie îmi se pare că are față mai mult de actriță decât de cântăreață. Îți vede că știi ce face. Ne-o și-a arătat cam tot, bă, poți și așa, și așa, și așa, și așa. Te-a trecut prin toate stările? Da, mi-a plăcut. Vezi că mi-e cald la spate. Hai, lasă-mă. Da, mi-e cald la spate. Mi-a plăcut, recunosc. Mi-a plăcut, am fost acolo. Ai fost acolo. Am crezut-o că eu nu știu să fiu bărbat. Și cred că nici nu știu. Deci e clar, știu ce o să votez tu. Păi da. Păi da. Păi, da, tu ce să votezi? Ia, tu ce votezi? Ia, că iar o duci Marius, la ploiești, tu dai cu mantă, să-i explicăm lui Spic ce... Hai să vedem ce zice și Olivia și după aia. Ce da. Gen muzical a fost ăsta? Mi-a plăcut prima jumătate, un pic mai mult de jumătate din cântare, mi-a plăcut, pentru că și-a controlat vocea și-a ținut-o în frâu. Știi, când te lupți cu o piesă de genul ăsta, așa, știi, la trântă cu o piesă care reproșează lucruri, dacă mai și pui prea mult patos, știi, da, devine corect. Totul prea apăsător, așa. Da, secretul în muzică, mă rog, ce am înțeles eu. Hai să vedem, punctul de vedere al maestrului. Nu știu. Moganeștian. Punctul meu de vedere, da, e că atunci când ai așa un fel de text din ăsta de reproș, nu trebuie să-l cânți ca și cum chiar reproșezi. Cine ar vrea să-i cânte cineva de 12 ori pe zi să pară că chiar da, îți reproșează? Mai firav, trebuie să cânți mai firav și mai sensibil ca să pară că o zici așa, gen, nu știi tu, asta e, ok, știi, gen da, de exclusiv, da, nu știi da. Tu, să fii, tu știi? Tu notezi toate lucrurile astea, da? Okay, să știi că și mie mi-a dat același, da. Fix același feeling, a fost puțin too much. Eu nu pot să cred cum, ce votez?
Băi, nu, nu înțelegi. Totul este o poezie, totul este boem, totul este... Stai-mă un pic, dar noi nu suntem aici să dăm tranșant cu un hit sau pas. Ideea e că poți să apreciezi niște lucruri și în continuare să dai pas sau poți să apreciezi doar un singur lucru din tot ce a făcut omul ăla și să-i dai hit. Adică depinde de... nuanțe, nu culori, eu sunt non-culori, al negru. Nu știi. Depinde tu să... Nu știu eu să fiu jurat. Da, chiar nu știu să fiu jurat. Depinde de aură. Na. Hai să vedem. Votul tău. Tu știi să fii jurat. Și înjurat. Ce e înjurat? Mie prima parte mi-a plăcut. Și am crezut-o pe prima parte. A doua parte a fost demonstrativă. Acolo m-a pierdut un pic, dar... Mai bine să tai de unde e decât ce să adaugi unde nu e. Deci, votul tău este? Îi dau un hit. Îi dai un hit. Mi s-a părut o interpretare bună, dar nu o interpretare de 3 hit. Atunci asta spuneam, poate e de 2 și treci oricum mai departe, dar... Olivia? Mi s-a părut o interpretare nice, dar... Nice de la nice să vezi. Dar nu nice de 3 hituri. Bine, mă, na, voi, treaba voastră, eu... Tu ai votat? Da, eu nici nu mai vorbesc cu voi, bă. Bă, de ce mă să vorbești? Din punctul meu de vedere, suntem foarte diferiți unul de altul. Și noastre lucruri sunt evidente. De la mine are un semipas. Un semipas. Dar cu aura ne vedem mai departe, pentru că are 2 de zis? Hit. Ai zis? Și ai dat? Eu am dat hit, cred că din față s-a văzut că e hit. A dat, a dat din... Păi asta vreau să aud, că nu eram sigur. Hit, hit-ul... Moga, tu ar trebui zice să dau un hit din nu te vezi. Hit play. Mergem repede, repejor, la Melania. Hit play. Ia! Oh... Sună un prieten, poate are chitară, poate te ajută la cântare. Sună, nu ți-a scris, te-am blocat peste toți și mi-e bine așa. Încă încerc să te nec în pahare de vin să te pot uita. Și n-am să recunosc cu voce tare că mi-e dor de noi. Orice episod mă duce înapoi în mașina ta, știu e prea târziu deja. Dar gândurile mele vorbesc doar despre tine și se întreabă dacă nu mai vii. De ce nu poți să pleci din gândurile mele? Iar se întorc împotriva mea, nu mai scap de amintirea ta. De ce nu pleci, de ce nu pleci din gândurile mele? Din gândurile mele, mele. Cu noi, oameni noi, și aici mă gândesc ce văd ochii tăi. Și dacă am nostalgie despre ore târzii și plimbări prin ploi, dar n-am să-ți recunosc cu voce tare că mi-e dor de noi. Orice piesă aud mă duce înapoi, iar pe strada ta știu e prea târziu deja. Dar gândurile mele vorbesc doar despre tine și se întreabă dacă nu mai vii. De ce nu poți să cântarea. Pleci din gândurile mele? Iar se întorc împotriva mea, nu mai scap de amintirea ta. De ce nu pleci, de ce nu pleci? Da. Oh! Mai vrei să o mai auzi, nu? Eram acolo, recunosc că mie e mult mai ușor decât vă este vouă. Eu pot să și dansez cu concurenții, să și cânt cu ei, să simt altfel. Noi n-avem voie prin regulament? Piesele cum? Noi n-avem voie prin regulament? Voi aveți și voie să faceți cam orice, numai că eu nu am puterea de decizie, voi aveți și publicul, dar... S-a lăsat puțin liniște când a cântat Melania. Uite, ăsta e un exemplu bun, că tot ziceam la unii concurenți că au o singură nuanță sau o singură culoare în muzica lor. Aici am auzit mai multe culori și trecerea dintre nuanțe a fost cu degrade, așa. Da, știi? Nu mă deranja, zici, ce-a fost asta? A apărut dintr-o dată alt personaj, știi? Mi-a dat cu dușul rece, după aia hai să te șterg un pic. Nu a fost, cum a fost? Călduț? Adică că sau? A fost și cald și rece și dulci și crocant. A fost un duș suedez. Și dulci și crocant. Duș suedez, da.
Revenind, avem dulce și crocan de la Speak, avem culori frumoase în degrade de la Marius Moga. Ce avem de la Olivia? Mie mi s-a părut că a avut tot pachetul. Bun, tot foarte pachetul. Nice. A cântat foarte bine. Cu chitară acolo, frumos, chiar frumos. S-a văzut frumos, a fost mișto, chiar... Sunteți fericiți pentru acest moment sau cu acest moment? Da, mi-a plăcut, da. Asta îmi place când îmi văd propunătorii fericiți. Asta înseamnă că sunt și foarte pregătiți să voteze. DJ-ul în sincron? Avem un sincron? Haide, de dans. Nu? Hai. Dacă avem un sincron, haide să-l auzim. 3, 2, 1. Hit. Am fost sincron ca corul vânătorilor. Canon, în canon a fost. Hit. 3 de hit, asta înseamnă că merge mai departe și urmează ca publicul să decidă care va fi soarta ei, cel puțin aia muzicală. Iar noi vom decide dacă următorul concurent face parte din propunerile juraților sau concurentă, desigur. Hai să vedem. Iolanda. Bună, Iolanda. Care-i țara ta preferată? Iolanda. Și cad în gol, ce mă-ntorc mereu la ea. Iar îmi ușor, te rog, nu te uita așa. Știi că-i dependența mea, hey. Îmi face vrăj privirea ta. Te-am visat aseară, îmi zâmbeai exact cum o făceai după ce mă sărutai. Era ultima oară când ne-am văzut. N-ai știut, dar ochii tăi mă-ntorc în trecut. Ce spune-mi de ce? De ce îmi bântui nopțile? Îmi face vrăj privirea ta și cad în gol. Cât în momentul îmi place că are ceva în voce interesant, așa, jucăuș. Mie mi se pare, filmându-se de atât de aproape, mi se pare că e cineva care scântă, vine aici și scântă aici. Da, și mie, exact. Stai un pic, te aud, stai o leacă. Deci treaba asta și pe mine mă sperie, dar mami, îmi place super mult cum cântă, da. Sincer, da, îmi place cântă super mult. Dar treaba asta că stă așa, mă îngrijorează puțin. De ce, mă? O să îndepărtez telefonul, știi? Păi zi ei asta, nu mie. Să mă convin că nu te mai vreau. Da, mă, are la fel vibrato ăla franțuzez rapid, știți că am mai zis de el. Nu știu cât e... în același loc. Vezi cum filtrează ea. Seamănă foarte bine cu vocea Alinei. Da. Spune-mi de ce. Uite, vezi, da, exact. Aici. Îmi face vrăj privirea ta. Și cad în gol, ce mă-ntorc mereu la ea. Iar îmi wow. Da, mă, da, ea lumea că bine vocea pe note. Pare că... Știi că-i dependența mea. Efectiv se joacă. Da, da, îmi place asta. Îmi face vrăj privirea ta. Ea este Iolanda. Bravo, Iolanda. Cred că bravo. V-a făcut niște vrăji, că v-am văzut entuziasmați așa. Da, că îmi pare că e fără efort cântarea și totuși nu e ușor când toate floricele, toate... Se simte, oricât am vorbit noi aici și Moga. Despicăm firul în patru, da. Exact. Se simte, oamenii de acasă simt. E bine, e tare. E bine, e tare. A fost super, mi-a plăcut super mult cum a cântat, super jucăușă, timbru, seamănă mult cu al Alinei, foarte mișto, bravo, bravo, chiar bravo. Eu cred că ce mișto la Iolanda e că ea are tehnică și ies și floricelele și emisia pare așa effortless, da? Dar se vede că e ceva muncă, adică nu cred că s-a trezit într-o zi, bă, eu cred că pot să cânt. Uite ce bine mi-e. Nu cred. Pentru mine a fost obositor, așa că aveam seama că e un băiat aici care, știi, când te duci și cânti. Asta nici mie nu mi-a plăcut. Adică... Dar gândiți-vă că pentru a participa în HitPay suna cam așa, filmează-te oriunde ai fi, oriunde te afla. Știi care e faza? Uite, treaba asta cu cum te filmezi, cadru, chestii, cum dai pe sociale, aduce un plus în momentul în care, dar dacă ești blană, exact, deja... Ai ceva. Nu mai contează, nu știi? Mai contează, la ea nici n-a mai contat. Pe ce mai interesează că s-a filmat, da, ea, exact, așa, cum a zis. No, la dacă ce sună voce... bine, accepti și alte, da. Se pare minusuri. Că vom auzi un cuvânt format din vocale și consoane și anume 3. Hai să vedem.
Ce ziceți? Care să fie ăla? 3, 2, 1 și pentru Iolanda. Hit. Și mie îmi pare bine pentru, pentru ea. Și abia aștept să văd. Mai bine că nu m-ați auzit. Care-i țara ta preferată? Iolanda. Așa îmi place când îi văd pe, pe jurați fericiți că au găsit pachetul ăla complet care ar putea să fie în curând marele câștigător, asta dacă va trece și de votul publicului. Asta ne dă tuturor o stare foarte, foarte bună. Iolanda merge mai departe cu 3 de hit. Hit play. Yay! Am terminat cu succes prima săptămână de preselecții. Dacă vrei să revezi toate audițiile ca să te convingi că votul tău merge la cel mai bun, găsește episoadele pe platforma hitplay.vodafone.ro și tot acolo se întâmplă și votarea. Votați, votați și premii câștigați. Mâine dăm start vot. Astăzi vă doresc să fiți iubiți și inspirați. Hitplay. Blake.